Asociația Oștească Forța Fermierilor a adresat o scrisoare deschisă către ministra finanțelor Veronica Sirețeanu și directorul Serviciului Fiscal de Stat Petru Rotaru. În scrisoare, asociația solicită organizarea unei întâlniri de lucru a Consiliului Organizației cu ministra finanțelor și directorul Serviciului Fiscal de Stat. În cadrul întrunirii se propune discutarea mai multor probleme acumulate în sectorul agrar, care au tangența cu activitatea Ministerului Finanțelor și Fiscului, cum ar fi controalele excesive ale întreprinderilor agricole, oportunitatea introducerii impozitului unic în agricultură, incertitudinea aplicării facilităților fiscale în perioada 2023-2025 pentru întreprinderi mici și mijlocii, dificultățile ce țin de restituirea TVA, introducerea cotei unice TVA pentru tot lanțul agroalimentar, regulile fiscale în procesul comercializării producției agricole în piețele agro.